În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost despre noile schimbări ce îi vizează pe viitorii șoferi. Pe locul 2 în clasamentul celor mai citite s-a situat știrea cu privire la cazul de înșelăciune a unei reghinence de către o ghicitoare. De asemenea, informația cu hoții de lemne identificați a ocupat locul 3 în topul celor mai citite. Informația despre echinocțiul de primăvară a fost cea mai accesată în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu peste 800 de vizualizări. Aproape 800 de utilizatori de Facebook au intrat pe pagina noastră și au accesat știrea cu privire la necesitatea creșterii numărului de donatori de sânge care pot salva cu gestul lor multe vieți. Știrea cu reghineanca păcălită și lăsată fără bijuterii de către o ghicitoare a strâns peste 750 de accesări pe pagina noastră de Facebook. Puteți vedea și dumneavoastră știrile accesând site-ul www.jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri de știri din zonă.